Complexul Muzeal de Științe Naturii, ca instituție coordonată de Consiliul Județean Constanța, este o instituție muzeistică, dar este ceva special în ceea ce privește respectiv legătura cu Marea Neagră. 31 octombrie este Ziua Internațională a Mării Negre și, în consecință, se serbează și la noi, fiindcă suntem legați de Marea Neagră și împreună cu Liga Navală Română, organizăm de câțiva ani buni la sediul instituției noastre acest simpozion. Un loc în care se prezintă lucrări științifice, se lansează cărți, s-a lansat și o carte foarte interesantă, se prezintă, cum spuneam, lucrări științifice legate de Marea Neagră, în special legate de ichtiofaună și de flora Mării Negre, dar nu numai. Și lucrări interesante legate de pescuit, legate de viitorul transporturilor, legate de paza și de siguranța, securitatea la Marea Neagră. Sunt foarte multe elemente care concură o activitate economică sau compun o activitate economică complexă la Marea Neagră. Sunt cam 5 și ar trebui să se desfășoare sustenabil. Dincolo de ecologie și turism importante, există transporturi, există extracție și, fără doar și poate, există pescuitul. Toate astea 5 trebuie să fie făcute sustenabil, să nu se deranjeze, e aproape imposibil să nu colizioneze undeva. Însă trebuie să nu se deranjeze și trebuie să se gândească factorii decidenți în a le organiza într-un mod cât mai normal, în care ecologia să fie urmărită și restricțiile ecologice respectate, în care pescuitul să se desfășoare sustenabil, mișcările de specii și mișcările de orientare a pescuitului să fie făcute cât mai sustenabil, să se discute tot ce înseamnă modalități noi de pescuit, și s-a vorbit, de exemplu, de rapana venosa, un gasteropod, un melc, ajuns la sfârșitul secolului trecut la Marea Neagră. Ei bine, sunt tendințe actuale ale pescuitului de orientare a acestuia către rapana, însă modalitatea prin care se realizează acest pescuit este de către unii contestată, de alții motivată științific. Bulgaria au într-o măsură tot mai mică, chiar dacă au capacitate de prelucrare, noi nu avem. Dar cumpără rapana de la noi, noi o pescuim, fiindcă în aceste zone costiere cu ape foarte mici și foarte nutritive, rapana s-a adaptat, n-a avut decât problema sanității să trăiască. Și în consecință este un mijloc sustenabil prin care, uite, 16.000 de tone, 20.000 de tone și tot mai multe mii de tone de rapana constituie contingentul oferit pescarilor, gestionat de Liga Navală, prin care se realizează o sursă de venit a acestora. Și se realizează depresurizarea, asta o spun eu, depresurizarea interesului pentru pește, depresurizare care asigură o sustenabilitate mai mare pentru delfini. Și dezvoltarea turismului, care turism depinde de existența acestora delfinilor. Depinde de existența celorlalte specii de pește din Marea Neagră și, uite, au apărut o mulțime de alte specii ce le consideram dispărute, specii care au o valoare economică importantă și o valoare turistică importantă, fiindcă, normal, în farfuria turistului, dacă există o sursă indigenă de pește, este mai bine decât să-ți comanzi un pește congelat, un pește importat. În ceea ce privește ecologia, pescarii se plâng că zonele de restricție ecologică, respectiv siturile Natura 2000, s-au extins, și la nord și la sud, rămânând o zonă tot mai redusă de pescuit. Două cuvinte despre importanța unui astfel de simpozion găzduit de complex și de ce încurajați astfel de evenimente. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii este un complex care are ca obiectiv educația și știința. Aceste două elemente trebuie să fie atinse în ceea ce privește planul nostru cultural. Este normal ca într-un muzeu să nu te gândești doar la venituri, să te gândești și la obiective culturale. Acestea sunt foarte importante. Educația înseamnă investiția în viitor, educația înseamnă investiția în sustenabilitatea activităților de la Marea Neagră și noi trebuie să ne plasăm importanțe aici. La un moment dat chiar m-am ridicat și atunci când am mulțumit vizitatorilor care, ca gazdă fiind, și-am transmis felicitarea președintelui Consiliului Județean, ce nu a putut participa, dar care a ținut să transmită un mesaj important comunității științifice de respect și de asemenea de a
își prezenta disponibilitatea pentru implicarea în tot ceea ce înseamnă mijloace de protecție a Mării Negre și a zonei costiere. E bine, cum spuneam, aceste demersuri ale noastre sunt normale într-un muzeu, normale fiindcă educația, cum spuneam, se manifestă imediat, nu numai în tineret, dar se manifestă imediat în acțiunile care le facem. Iar știința, bineînțeles, că trebuie să aibă elemente de popularizare și elemente aplicate, care cu această ocazie a simpoziumului sunt aduse la cunoștința celor care au interes la nivelul Mării Negre și sunt tot mai mulți. Pescarii trebuie să știe ce importanță are ecologia, transportatorii și îi mulțumesc domnului Laurențiu Mironescu, care este președintele Ligii Navale, ce a venit și ne-a adresat un cuvânt și ne-a transmis de asemenea un număr de reviste în care își prezintă activitatea și publicații în care prezintă activitatea Ligii Navale Române. Ei bine, i-am transmis, vând din pupă, nu mai e cazul, fiindcă în ziua de azi navele sunt motopropulsate, dar i-am transmis recomandarea noastră a celor care suntem implicați pe factorii biotici de a se apleca în ceea ce privește respectarea normelor de poluare, de protecția mediului, fiindcă marea nu este doar un mijloc de transport, marea trebuie să fie și un mijloc pentru a susține și alte activități. Nu a fost nimeni din domeniul extracției zăcămintelor, petroliere și gaze naturale, dar, fără doar și poate, și lor le recomand în același lucru, ca să aibă cât mai multă grijă de viața acestei mări, care și așa e un piculeț șchioapă, prin faptul că dincolo de 200 de metri, cum a menționat și președintele asociațiilor de pescari, este abiotică. Așa cum dânsul se plângea că dincolo de 40 de metri adâncime este foarte greu de pescuit, iar până la 40 de metri sunt zone de protecție ecologică într-o măsură foarte mare, trebuie să înțeleagă că în aceste zone vietățile pe care le pescuiește, la care are interes, se refac. Deci asta, iată, un mijloc prin care acest simpozion devine util diverselor factori interesați.